Dacă vremea de iernă a adus astfel de fenomene extreme în centrul țării, este momentul să aflăm ce se va întâmpla în continuare din punct de vedere meteorologic, mai ales că se apropie și weekendul. În direct acum, cu noi de la ANM se află meteorologul Oana Păduraru. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața, bine v-am găsit. De instabilitatea atmosferică deocamdată nu scăpăm, vor mai fi astfel de episoade. Astăzi, mai ales în partea de sud-vest a țării, în special în zona Olteniei, dar și în Banat, zona munților Apuseni, iar dacă vorbim de cealaltă jumătate a țării, manifestări de instabilitate, dar mai mult cu intensificarea ale vântului, probabilitate mare pentru vijelii în zona Moldovei, partea de est a Moldovei, zona Dobrogei și mare parte din Muntenia. Ne așteptăm ca aversele să aibă și caracter torențial, vor mai fi în intervale scurte de timp, la nivel izolat, cantități de apă importante ce vor mai putea depăși 25 de litri pe metru pătrat. Totodată, după cum spuneam, intensificarea vântului cu rafale de peste 50-60 de km pe oră și nu sunt excluse nici căderile de grindină. În zilele următoare, instabilitatea atmosferică va fi generalizată la nivelul întregii țări, mai ales pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă. Totuși, probabilitatea ca fenomenele să fie mai severe va fi în zona montană și în partea centrală și sudică a țării. Ne așteptăm în continuare la averse torențiale și la vijelii și grindină, iar duminică, din datele pe care le avem până în momentul de față, se pare că vom avea parte de o vreme mai bună, cu mai puțină instabilitate, iar aceasta va fi prezentă pentru intervale scurte de timp în zona montană și doar cu totul izolată în restul teritoriului. Trebuie să ținem cont că ne aflăm în luna mai, urmează și luna iunie, care este cea mai instabilă lună din an. Nu scăpăm de astfel de manifestări, însă venim în întâmpinarea populației cu acele coduri, atât generale cât și de tip nowcasting, pentru a avertiza, atenționa astfel de fenomene. Din punct de vedere termic, însă rămânem cu o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în majoritatea regiunilor, mai ales în partea de sud și de est, treptat și în vestul și nord-vestul țării. Valorile termice vor ajunge să depășească 25 de grade. Ieri s-au înregistrat 29 de grade în sudul Olteniei, ne așteptăm și astăzi la astfel de valori ridicate, iar minimele termice pe parcursul nopților se vor încadra între 7 și 17 grade în marea lor majoritate. Ne-ați dat o veste proastă, credeam că dacă trecem de mai, iunie va fi mai blândă cu noi din punct de vedere al precipitațiilor. Din păcate nu, pentru că așa cum spuneam, statistic vorbind, luna iunie este cea mai instabilă lună din an. Doar în a doua jumătate, pe măsură ce ne apropiem de luna iulie, care este la polul opus, adică cea mai stabilă lună din an și luna august la fel, probabilitatea pentru astfel de fenomene va fi în scădere. Însă, cel puțin deocamdată, încă nu scăpăm de astfel de manifestări, dar totuși vorbim de intervale scurte de timp, mai ales după amiaza, seara vor fi astfel de manifestări. Prima parte a zilei, de obicei, este cu vreme bună. Pentru București, ce ne puteți spune? Pentru București și astăzi este un grad destul de ridicat de instabilitate după orele prânzului. Ne așteptăm ca și aici să fie cel puțin intensificări ale vântului, dar nu sunt excluse nici aversele și condițiile pentru căderi de grindină. Iar în zilele următoare se menține instabilitatea atmosferică, mai ales vineri și sâmbătă. Duminica ar trebui să fie o vreme bună, însorită pe tot parcursul zilei. Oana Păduraru, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția în jurnal. Mergem mai departe.